Fostul număr 10 al Naționalei României de fotbal, Gheorghe Hagi, a încins o partidă de mini-fotbal alături de mai mulți români din Constanța. Deși a ajuns la 49 de ani, Hagi a arătat că nu și-a pierdut calitățile și chiar a reușit câteva faze care au făcut deliciul publicului. În prima repriză l-a avut coechipier chiar peste Halep, tatăl Simonei Halep. Pasiunea sa pentru sport a încercat să o insufle și Simonei. Sigur că da, i-am transmis calitățile. Mi-a plăcut mult sportul, da, într-adevăr așa este. Dar acum, la vârsta asta, mă mai mișcă. Cum a fost meciul în seara asta? Superb. Încă nu s-a terminat, dar mai este. Dar este o plăcere deosebită să joci alături de Gică Hagi. Gheorghe Hagi, Simona Halep, un nou star mondial dintr-o familie română. Sunt a românii mai talentați? Nu neapărat. Este o genă, dar și românii sunt destul de talentați, foarte talentați. Pentru ca totul să fie sub semnul echilibrului, după pauză, Gheorghe Hagi a îmbrăcat tricoul celelalte echipe. Seara a fost un succes, foarte mulți constanțeni venind să se fotografieze alături de fostul star al Naționalei de fotbal.